Dar ai avut dreptate. Povestea de la pagina 120 și ceva cu tipul care avea două iubite și a vrut să le racoleze și alea au amândoi doi soți, ambii morți, aia mi s-a părut ceva. Da. El era the mastermind, știi? Da, da. Sfântul Petru are exilul. El făcea și desfăcea. Da. Și aici e singura poză în carte, e singura poza lui. Uite asta. Nici în dosarele de la CNSAS, de la Securitate, nu e nicio poză a lui concludentă. Am găsit-o eu într-un dosar de la arhivele militare, de tipul ăsta. Uh-huh. Era frumușet. Probabil că era foarte seducător. Da, cred că avea un fel de a fi foarte... Uh-huh. Fraților, invitatul nostru de astăzi este istoricul Lucian Vasile, pe care îl cunoașteți deja, pentru că se ocupă de podcastul de istorie și pentru că scrie foarte multe materiale pentru canalul nostru, inclusiv mai recent, pe vremea tovarășilor, o istorie a comunismului în 10 și sute de episoade care vor urma. Dar astăzi ne-am întâlnit cu totul pentru o cu totul altă ocazie. Se va lansa în curând la Târgul Gaudeamus pe 9 decembrie. Pe 9 decembrie, da. La ora 16. La ora 16 vom fi toți acolo, dacă vreți să veniți să ne cunoașteți. Se va lansa cea mai nouă carte, Războiul spionilor. Da. Și este la editura Corint Istorie. Uite ce carte frumoasă, să o punem așa aici. Eu sunt foarte încântat. Nu știu de ce sunt așa de încântat, dar mi se pare excelent că pot să lucrez cu un om care a publicat la Corint Istorie un asemenea volum. Ei, ești tu prea darnic cu aprecierile și îți mulțumesc. E foarte serios, nu știu, mi se pare o mare realizare. Este o carte despre spionii români, despre care vom discuta noi astăzi. Anul este, suntem în perioada de la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. România este sub comuniști. Dacă doriți să aflați mai multe, intrați pe canalul, căutați pe vremea tovarășilor. Românii aflați în exil, adică în afara țării, care au fugit de aici, fie din motive politice, pentru că erau hăituiți, fie pentru că făcuseră parte din armata română și doreau să fugă de persecuții. Da, fie că vreau să aibă un trai liber, da. Fie că sperau că acolo e partida câștigătoare și... Na. Se organizează în afara țării și în special la Paris, unde apare un fel de serviciu secret român. Da, un serviciu al românilor care vreau să lupte împotriva comunismului. Ce face un serviciu secret? Ce rost are el într-un stat sau într-o situație de genul ăsta? Depinde. Într-un stat are rolul de a apăra acel stat. Dar, și să obține informații despre posibilii inamici și să contracareze încercările posibilor inamici de a pătrunde în structurile și de a avea acces la instituțiile cheie ale acelui stat. În schimb, serviciul acesta de informații care a apărut în exil nu era unui stat. Era o structură creată de românii din exil cu sprijinul serviciilor secrete franceze și americane. Eu vreau să rupte împotriva comunismului, adică să obțină informații militare, politice, economice, sociale, și să, asta era, să zicem, planul ofensiv, de a obține informații din țară și da. De a ajuta rezistența, de a scoate și de a, mai ales de a scoate oameni din țară, că asta era principala problemă, oameni care erau în pericol de a fi arestați, sau avea un rol defensiv și anume de a bara încercările agenților secreți comuniști de a penetra exilul, adică de a intra, de a părea un fel de refugiat nevinovat, dar în realitate să fie oameni care scurgeau informații către Bucureștiul comunist sau care încercau să manipuleze pe cei din exil. Toate încercările astea erau importante, presupun, pentru că, din câte îmi imaginez eu din perioada aia, situația țării noastre nu era foarte sigură. Nu era absolut bătut în cuie că vom fi comuniști de acum încolo decenii la rând. Da, lumea spera că o să vină americanii. Comunismul nu are cum să reziste, că în al treilea război mondial se va întâmpla cu siguranță și
totul va fi cu happy ending și România va scăpa de acest regim care era străin de societatea românească de la acel moment. Majoritatea românilor nu aderau la acel moment la sistemul comunist. Vorbim de sfârșitul anilor 40, început de anii 50. Și cu situația asta în aer, românii din afara țării noastre, fugiți de aici, au început să se organizeze. Cartea este plină de povești cu spioni. Dacă vă plac poveștile cu spioni, asta este cartea pentru voi, Crăciunul ăsta. Și am pus și un link în descriere. Da, cartea se poate precomanda deja de pe site-ul editurii Corint. Are și o reducere acum în precomandă. Ea va fi disponibilă și la târgul de carte. Iar dacă vreți să ne întâlnim și să povestim mai multe și să ne cunoaștem, pe 9 decembrie la ora 16 la standul editorii Corint. O să facem o lansare și la Ploiești pentru cei din Ploiești. Da? Da, da, da. A, păi frumos, n-avem cum. Pe 17 decembrie la librăria Cărturești din AFI. Acolo o să facem lansarea. Da. O să fie un sfârșit de an plin de evenimente. Păi, hai să vedem. Ce fel de oameni luau parte la o astfel de acțiuni de spionaj în exil? Erau mulți dintre ei legionari? Erau mulți din fostele instituții militare? Erau politicieni, nu? Că politicienii, în general, au căutat să-și asigure un trai foarte liniștit și confortabil. La un moment dat, când ajunge, uite, exact tipul de aici, Mihail Țanțu, când ajunge în Viena, îl întâmpină Geru Beru și textual îi zice Beru. Beru era gen șeful celulei operative de la Viena și spune: bătrâne, te-a trimis cerul, curvăsăraia politică a distrus neamul românesc. Chiar așa îi spune, exasperat de caritatea politicienilor români din exil, dar cred că nici cei din exil nu erau fundamental diferiți de cei din interiorul țării și cred că asta a fost și una dintre dramele României. Politicienii noștri poate că nu s-au ridicat la nivelul vremurilor pe care le-au trăit. Bine, vremuri foarte complicate. Existau, să zicem, mai multe direcții de activitate. Structura asta informativă a fost creată așa, oarecum... A fost un amestec de oameni. Unii erau legionari. Regionarii au fost destul de sectari și au stat pe feria lor, să spunem așa. În Spania au fost și... Da, că în Franța oarecum li s-a cam făcut vânt și au trebuit să plece și Spania era, să zicem, zona propice pentru ei, fiind regimului Franco acolo. Structura asta informativă era în special formată din militari. Pentru că atunci francezii au încercat ei să facă ceva oarecum așa la întâmplare, s-a încheiat dezastru și au zis: bun, în momentul ăsta trebuie să facem un efort clar, concentrat, bine organizat. Ei vreau să fie un serviciu, un fel de serviciu de buzunar al lor. Numai că, din fericire, la Paris existau cel puțin două persoane, comandorul Mihail Opran și generalul Dumitru Puiu Petrescu, care au zis: nu, facem acest serviciu, dar este un serviciu independent, voi francezii ne ajutați cu logistică, cu fonduri și cu așa mai departe, ce mai avem nevoie, și noi vă oferim informațiile finale. Dar rețeaua de agenți, libertatea de acțiune, asta ține doar de noi. Deci da, un serviciu independent. Erau militari pentru că, odată, ei aveau o experiență. Știau care-i treaba cu acțiuni secrete, cu acțiuni periculoase, cu dacă e nevoie să tragă cu arma, să arunce o grenadă, să scape dintr-o încercuire, pentru că trebuia, ca agent secret, trebuia să fii pregătit pentru asemenea situații periculoase, nedorite, dar posibile. Chiar foarte posibile, din câte văd în carte, că sunt capturați mulți dintre ei. Păi da, așa aflăm de spioni, atunci când sunt capturați. Ah, da, corect. Da. De aceea probabil că au mai fost și alții. Am lăsat acolo niște semne de întrebare că posibil să mai fi fost, dar nu știm. Uite, spre exemplu, Neagu Cosma,
care a fost șeful contraspionajului comunist, deci practic adversarii, spunea că în vorbirii de memorii că prin anii 70, când s-au construit blocurile din militari și s-au demolat niște case vechi, au găsit în pereții unei case o stație de emisie recepție prin care se comunica teoretic cu Occidentul. A cui era? Nu se știe. Deci probabil a fost un agent sau o echipă de agenți care și-au dus la capăt misiunea fără să fie descoperiți. Ok. Și uite, despre ei nu o să știm sau cine știe. Da. Poate doar arhivele occidentale să păstreze informații despre aceste lucruri. Militarii erau buni numai pentru că aveau partea asta de experiență, ci și pentru că erau resursa, să zicem, cea mai la îndemână. Ceilalți, cu alte pregătiri, se puteau reprofila. Se puteau adapta la piața muncii din Occident. Pe când un militar ce să facă? Pregătirea lui profesională e una a armelor. Trebuie să se recalifice ca să-și găsească un loc de muncă bine plătit. Da. Mai deci ales nu se poate înscrie în armata română. Că e... Da, nu, în armata statului respectiv, da, nu se putea. Bine, au fost câteva cazuri, dar asta era ceva izolat, nu o practică. Și în plus, erau oameni patrioți. Ei vroiau să-și vadă țara liberă, pentru că războiul nu se încheiase. Sau se încheiase un război și începuse altul. Și știau că trebuie să lupte mai departe. Deci, așadar, oamenii ăștia inițial au reușit să fugă relativ ușor de la noi din țară. Unii, da, alții, ba. Adică cei care au fugit, spre exemplu, prin Iugoslavia, au ajuns în niște lagăre care numai plăcute n-au fost. Da. Plus că, până ajungeau în lagăre, puteau să fie împușcați pe graniță. Oprans, spre exemplu, a fugit cu un avion. Avea un prieten care încă mai pilota, fusese pilot de bombardament, Ion Profil, și au stabilit să deturneze avionul, să aterizeze la Dor Mărunt, care e undeva pe drumul spre Constanța. De fapt, că mă duc la mare, mă uit și văd acolo că trecem prin Dor Mărunt, îmi imaginez așa cum a venit avionul ăla în dimineață, au ieșit toți de ascunși de pe unde... de după copaci sau după altă vegetație și au sărit repede în avion și așa supra încărcat, avionul s-a târit așa deasupra Mării Negre până a ajuns în Turcia. Uh-huh. Oricând putea fi ajuns în urmă de un avion de vânătoare și dobărât. Da, excelent. Povești din astea. Nu-ți vine să crezi. Și odată ce ajung acolo, oamenii ăștia se strâng. Am înțeles din carte că erau unii care și așteptau să vină alții din țară și să-i interogheze, să afle informații despre ei. Și unii dintre ei sunt racolați ca să ajute să aducă alți oameni din țară sau să pună pe picioare acest serviciu de informații. Da. Cât de bune au fost informațiile colectate de ei în scurta perioadă de funcționare? Mai puțin bune decât sperau. Gândește că ei, mulți dintre informatorii lor din țară erau funcționari, ingineri, foste iubite, care nu știau să... Odată că nu știau cum să obțină informații și doi, nu aveau de unde să obțină informații militare, informații politice. Ce puteau să noteze erau ce știau de la serviciu, că producția în anul ăsta de nu știu ce alimente a fost atâta, că deplasarea trenurilor se face în special prin gările astea, că s-a auzit că la fabrica de avioane a crescut producția cu nu știu cât, lucruri care nu țineau neapărat de... nu erau foarte utile pentru serviciile occidentale. Mai utile erau cele obținute de la foști militari, care știau să cum să se uite la un aerodrom și să-și noteze tipurile de avioane de acolo, să vadă ce lungime are pista, ce vehicule mai sunt pe acolo, ce tancuri sunt, de unde vin, încotro se îndreaptă. Alea erau într-adevăr mult mai utile. Și de asta oamenii simpli mai mult au fost racurați pentru dă-ne orice fel de informații, că sunt bune, mai bun ceva slab caritativ decât nimic. Da. Plus că nu puteai racura pe cine vroiai, racurai pe cine puteai. Știi? Și de multe ori, cred că ai văzut și în carte, racurările astea s-au făcut în tramvai, la bere. Da, sunt încercări și sunt așa de haotice, așa de mulți au fost prinși, că mi se pare că eu nici măcar nu aș fi îndrăznit să fac așa ceva.
citind cartea, văzând cât de serioasă era securitatea, mi se pare că se luptă un șoricel cu un elefant. Exact, asta a fost și impresia mea. Și asta a fost una dintre drame. Securitatea sau serviciul de contraspionaj al regimului comunist a fost mereu cu un pas, dacă nu chiar cu doi, înaintea celor din exil. Da, care erau subfinanțați. Ai spus în carte, cel puțin inițial, că au avut fonduri de la Antonescu. Era un fond de bani puși deoparte pentru... Era un fond trimis de Mihai Antonescu, deci de fostul ministru de externe al Mareșarului, dar fondul acela a fost oarecum la discreția lui Crețianu, care a dat o parte numai cui a vrut și apoi fondul a dispărut. Fondul ar fi trebuit utilizat, într-adevăr, pentru a crea o... neapărat un guvern în exil, dar pentru a se asigura o independență pentru factorii politici care s-ar fi aflat în exil în cazul în care România era ocupată. Din fondurile astea foarte, foarte, foarte puțin și numai la început au ajuns în zona asta informativă. Și apoi s-au topit? Și apoi, nu știu, că apoi domnul la Crețianu n-a rămurit ce s-a întâmplat cu acel fond. Bănuiara lui Neagu Giuvara, și sincer îi dau crezare, că i-a investit și nu a investit bine și i-a pierdut. Neagu Giuvara e desor menționat în carte. Da, el a fost șeful acestui serviciu secret. Din 52 până în 56. Asta pentru că cei care l-au creat, Mișu Opran și Cupuiu Petrescu, s-au certat. S-a certat toată lumea cu toată lumea, românii între ei, românii cu francezii, francezii între francezii, și s-au răzbunat pe români. A fost un haos general și a explodat. Așa că a trebuit toată conducerea înrăturată și a dus cineva nou. Ai avut ocazia și... să-i vorbești cu el? Da. Da, am făcut un interviu cu Neagu Giuvara cu 2 ani înainte să moară, dacă nu mă înșel. Pe tema asta. Exact pe tema asta. Neagu Giuvara a povestit despre perioada asta și despre activitatea lui în fruntea unui serviciu secret în memorii. E destul de mic acel capitol din volumul său de memorii. Și apoi m-am dus cu întrebări țintite. Dar aici, cum era persoana respectivă? Aici ce s-a întâmplat? Nu a spus mai mult decât a spus deja decât spusese deja în volumul de memorii. Eu am plecat de acolo convins că na, vârsta își spunea cuvântul, na, aproape 100 de ani. Cu da. Cât trecea timpul și mă îndepărtam de la acel interviu, începeam să fiu din ce în ce mai sigur că de fapt instinctul lui de agent secret intrase în funcțiune. Să nu spun mai mult decât trebuie spus. Dar ce sens are la o distanță așa de mare de timp? Îți intră în sânge. Adică, și asta se vede, spre exemplu, da, parcurgi toată cartea, în viața lui Mișu Opran, cel care a fost, să zicem, the mastermind, creierul întregului serviciu. El nu putea fi altceva decât agent secret. Pentru el spionajul îi curgea prin vene. La un moment dat, soția lui, franțuzoică René Brunot, exasperată, aducea familia în faliment, a pus piciorul în prag, i-a zis, gata, termină cu activitatea de spionaj, trece la muncă. Și că avea un mic atelier. El, René Brunot și fratele lui Nicolae, care fugise odată cu el. Fratele lui era, să zicem, inginerul și cel care ținea atelierul. Ea se ocupa de partea așa și el, exact ca un fost ofițer care nu avea nicio altă pregătire, făcea cumpărăturile, dădea telefoanele și dădea cu mătura. Da, adică da, n-avea tot ce trebuia. Nu știa ce să facă altceva. Dar a făcut asta în scurt timp și apoi iarăși s-a apucat de vorbit cu ora, de văzut dacă poate să trimită pe cineva în țară, dacă poate să mai obțină niște informații. Deja timpul lui trecuse, vremea se schimbase cu totul, contextul politic se schimbase, dar pentru el spionajul era acolo. Prezinți felul în care se formează inițial echipa și fiecare personaj în parte. Și mie mi s-a părut interesantă povestea doamnei Constanța Magoș, da. Care nu numai că îmi arată cum nu-și dădeau oamenii seama de pericolul real de la vremea respectivă, și
îți dă și senzația de ce fel de optimism aveau familiile atunci, pentru că ea a plecat din țară, s-a întors de bunăvoie și nu a avut curajul să accepte. Ne poți spune cum a reușit până la urmă să plece definitiv? Ce s-a întâmplat cu soțul ei? Da, uite, poza, în carte e altă poza ei, Constanța Magoș este cea de aici. Okay. Chiar ziceam, nu știu cui spuneam, că pe lumea iartă ar fi câteva persoane cu care aș vrea să stau de vorbă, iar Constanța Magoș e una între ele. Ce fascinantă, pe m-a fascinat când i-am citit dosarul. Bine, dosarele, că ea a dat mii de pagini de declarații după ce s-a întors în țară. Ea era într-o familie destul de bună, s-a căsătorit cu Dumitru, pe ea o chema Orariu, cu Dumitru Magoș, iar ei au locuit în Caransebeș, unde era, a fost și închisoare politică în timpul lui Antonescu, acolo au fost închiși și comuniști. În 43, simțind cam cum bate vântul, soțul ei a început să fie mai deschis față de deținții comuniști, că s-a gândit că dacă se schimbă roata, ăștia ajung la putere. Deci e bine să se pună ochii cu ei. Îi mai ducea cu mașina, că de la închisoare la atelierul unde trebuiau să muncească pe timpul zilei, și așa au ajuns în relații bune cu Teohari Georgescu. Și în 40... uite, nu mai țin, de 46. Teohari Georgescu, un important comunist care a ajuns ulterior ministru de interne. Ministru de interne și unul dintre responsabilii pentru represiunea din primii ani ai regimului. Ei, până la urmă, au ajuns la București, nu? Da, au ajuns la București. Bine, și cum au ajuns la București, au locuit într-un bloc, nu blocul în care a stat Vișinescu, cred că cer de rângă, apropo de cât de mic e București. Nu, în spatele Palatului Răgar, pe Brezoianu, acolo, okay, stau okay. Undeva la etajul 6. Bine, ei n-au stat într-o garsonieră ca Vișinescu, au stat într-un apartament foarte, foarte impozant, așa. Ea a plecat Răgar în Franța în 46, dacă, sau în 47, dacă nu mă înșel. S-a întors. A plecat ca să-și finalizeze niște studii. Studii, da, da, era un pretext, dar s-a întors sperând că poate să facă într-un fel să plece împreună cu soțul ei. Da. Ea iubea teribil de mult și el pe ea, era o legătură foarte puternică și asta a fost, să zicem, dragostea lor a fost determinantă în desfășurarea ulterioară a evenimentelor. Și când a fost să se întoarcă în țară, chiar înainte să zboare spre București, a participat la o slujbă la biserica, nu mai știu dacă din Paris sau din Bordeaux, cred că din Bordeaux. Și cineva de acolo, un alt român, când a auzit că ea se întoarce în țară, i-a zis, mai, dar tu fără comunism nu poți să trăiești? Și a fost așa o replică premonitorie. Ea nu își dădea seama, nu cred că își dădea seama în momentul ăla cât de periculos e ce face. Nu? Cred că își dădea, erau... Eu cred despre ea că era o ființă absolut rațională, inteligentă și, nu știu cum să spun, foarte versatilă. Credea că poate ea să-i păcărească pe cei care vor să o păcărească. Și s-a întors în țară, a încercat să plece împreună cu soțul ei și au intrat în audiență la Teohari Georgescu ca să obțină din nou pașaport să plece. Deci oamenii ăștia din burghezia veche a României ajung la un comunist jet pe jet din închisorile comuniste la care au o pilă. Da. Și ieri îi semnează pașaportul și apoi se uită spre el și spune, dar nu vrei și tu? Și asta ca să facem, ca să creăm contextul necesar. Într-un sistem represiv cum este comunismul, să îți spună un ministru, dar nu vrei și tu, nu e ca atunci când am vorbit noi doi și eu am o pilă la tine și poate mă ajut pe mine sau nu și am încredere în tine. Ei, am înțeles că din carte, că soțul ei și-a făcut un calcul, nu? Da. Că poate că e o capcană. Dacă zice că da, îi arestează pe amândoi și nu îi mai lasă să plece sau încep interogatoriile. Și șansa e... Eu aș fi dat cu zarul. Nu știu, tu ce ai fi făcut? Aș fi zis, da, vreau și eu. Nu știu, nu știu. Mi-am imaginat și o scenă aceea de foarte multe ori.
Nu știu, ar fi trebuit să îi vezi chipul, uite, o Harry Georgescu, să cer să citești dacă brufează, dacă e sincer, dacă e o capcană, dacă e, nu știu, e un între momentele acelea în care iei o decizie de viață sau moarte. Da. Și ei se aflau, poate că oamenii nu-și dau seama ce eveniment este să ajungi și să ajungi să te întrebe un ministru dacă vrei și tu să ieși din țară și să știi că sunt două variante. Fie vrea să te închidă, fie chiar vrea să te ajute. Din țară, să fie totul pe masă pentru o dată în viața ta. Și soțul ei a ales să rămână. Da, pentru că s-a gândit că să nu riște măcar libertatea soției. Da. Atât de asta spun. Povestea lor de dragoste e e el, soțul? Nu, nu. Îți povestesc cine este el. Nu, soțul, dacă vezi pozele, o să fii ușor dezamăgit, că pentru el a vrut să... E da. Un rățel, faci? Da. Eu privind pozele, bine, sunt, na, om cu experiență de viață. Poate că în tinerețe era mai frumos, dar... pare ciudat, știi? Da. Că pentru el, da. Pentru el... A încercat apoi din exil să facă orice ca să-l scoată din țară, dar na, ea era și cam gură largă și deja se știa, cred că din Argentina până în Moscova, că femeia de la Paris, Constanța Magoș, vrea să-și scoată soțul afară București, Dumitru Magoș. Și de aceea, la un moment dat, chiar toți au sfătuit-o să renunțe. Să se resemneze cu gândul că nu îl poate scoate pe soțul ei care este deja sub supravegherea securității. Ea ce rol avea în agenția? Ea era secretara lui Mișo Opran, deci secretara șefului de facto al serviciului și era și bârfitoarea numărul 1 a exilului românesc. Dacă vrei să afli ceva despre cineva din exil, te duceai la Constanța Mago și ea îți spunea tot. Aha. Că la un moment dat Alexandra Caragea, prințesa Tanda Caragea, care a fost și ea spion comunist, bine, a avut mai multe carități, sau, da, carități, să spunem, exasperată de câte bârfe răspândise Constanța Magoș și a zis că dacă o prinde o ia de păr și o bate. Și mie îmi place bârfa, după cum știi. Nu mă omor după bârfa. Dacă îmi place bârfa. Magoș, îți spun, a fost o femeie absolut remarcabilă. Adică ea a încercat să-i ducă de nași și pe anchetatorii ei, pentru că nu o să spun cum a ajuns ea să cadă mâinile securității, o să-i las pe cititori să vadă, pentru că e un moment așa de... în care îți crește tensiunea, nu știi ce o să facă, pentru că practic n-are... e aproape inuman cum se joacă cu sentimentele ei. Ofițerii de la București. Și e cel puțin, să zic, impresionant modul în care ea se poziționează în raport cu soțul ei și la ce face ea și cât de mult sacrifică ea pentru a fi din nou cu soțul ei. E una dintre poveștile astea așa de heartbreaking în carte. Toate poveștile din carte sunt sfârșietoare. Mai ales pentru că e vorba de oameni patrioți de la noi din țară care n-au reușit să schimbe ceva, care au luptat în zadar, mulți au fost închiși. Poveștile sunt emoționante prin simplu fapt că acești oameni există și că merită amintiți ca să știi că cineva s-a chinuit. Unii au vrut să lupte împotriva comunismului, alții au fost folosiți. Ai exemple în carte cu oameni care erau plătiți câteva mii de dolari sau ca da, să scoate pe cineva din țară. Da, cărăuzele, da. Da, care făceau... Mii de dolari înseamnă zeci de mii astăzi, nu? Da. Dacă nu chiar și mai mult. Da, unii au făcut-o din convingere că trebuiau să rupte împotriva unui regim ilegitim și criminal, ca să folosesc o sintagmă la modă. Alții au ajuns tărâți în chestia asta fără voia lor. Uh-huh. E un tip care... Ion Popescu Pera, care cred că avea o simpatie pentru una dintre femeile care fusese racorate. Ea, speriată la un moment dat, că nu mai știa ce să facă cu setul de instrucțiuni primite de la Paris, i-a pus într-un dosar și i-a dat lui. Da. Iar
el curios s-a uitat și a văzut. Și din momentul ăla era și el în toată povestea. Da. Și pentru că a ascuns acel dosar cu documente și pentru că la un moment dat i-a cumpărat de la farmacie iodură de potasiu, asta era necesară pentru cernarea simpatică. O substanță cu care se putea scrie pe o hârtie sau pe o carte poștară și care ieșea la iveară numai dacă îl puneai sub anumite condiții de lumină, de substanțe și abia atunci se putea vedea. Știi? Altfel părea că nici nu există acel scris. Da, așa încercau ei să transmite informații în afara țării. Și așa, da. Au încercat fie prin radio, fie prin pachete ascunse, fie în vagonul de dormit care făcea cursa București-Viena sau București-Paris, fie prin intermediul marinarilor. Spre exemplu, e un caz cu un tip, Florea Ardereanu, care avea hârtiuțe ascunse în nasturile lui marinăresc. Da. E un nastur exact cum am eu, care se desfăcea și înăuntru era o hârtie super împăturită acolo și care se desfăcea era cam atâta. Și pe asta erau scrise mesaje. Cu cine să mai vorbească agentul respectiv, ce informații să mai caute, unde să se ducă. De fapt, oamenii ăștia erau... Ai găsit nasturile astea cumva? Da, uite că am adus și o poză lui. Uite. Asta era. Sunt multe poze pe care n-am putut să le includ în carte, că uite, asta. Asta de aici. Da, exact, da, asta da. E nasturele. A, și asta e cea de și asta e, exact. A, e o variantă foarte sofisticată a unei copiuțe. Exact. Excelent. Da, iar microfirmele, ca așa a început de fapt, sau asta a fost primul lucru pe care l-am descoperit. În primul dosar pe care l-am consultat pe tema asta, microfirme. Erau niște, de fapt, ca un negativ foto, da. Foarte mic, cam atâta era, cu foarte, da. Foarte mult scris. O chestie de 1 cm pătrat. Păi atâta. Cred că erau, nu era un negativ foto? Bă, cred că da. Că scriai tot ce ai, fotografiai. Da, și era și o chestie atât de mică, da. Și trebuia cu o rupă să te uiți. Să și da, da. Și am avut în mână niște chestii atâta. Și pentru chestiile alea atât de mici, niște oameni au fost împușcați. Da. Sau au fost închiși, sau nu, au fost despărțiți de familiile lor. A fost foarte ciudat. Eu am văzut acele microfirme și le-am studiat în 2015. Iar în 2020 am vorbit cu un bătrân a cărui mamă a făcut parte exact din acele... din acea rețea și a avut exact acele microfirme, nu mai țin minte dacă erau ale ei sau ale celelalte femei prin intermediul căreia s-a construit rețeaua. Dar a fost foarte... E vorba de Lia Popescu? Sau? Domnul respectiv era fiul Paulei Wenzel, cealaltă femeie. Cealaltă femeie. Da. Și a fost foarte... El avea... Cât avea? 13 ani. Când mama lui a fost arestată, în 50, ea a ieșit din închisoare în aprilie 64 și în decembrie a murit. Oh. Și îmi spunea că n-am avut timp să vorbesc cu mama. Da. A fost unul dintre interviurile acelea foarte... în care ai vrea să întrebi atât de multe, dar ai o reținere să intri totuși tu în străin, să intri în viața unui om care și așa a fost atât de chinuită. Povestea asta cu Lia Popescu și Paula Wenzel este senzațională. Să stabilim... Da, e prima poveste, practic e povestea cu care am descoperit toate celelalte povești. Omul nostru, stai să vedem cum îl cheamă, am uitat, Mihail Opran. Mihail Opran, da, Mișu Opran. Mișu Opran are nevoie de informatori. El e la Paris. El este la Paris, a fugit la Paris, este un fost aviator, în momentul de față, șeful serviciilor secrete de la Paris. Și trebuie să găsească acești informatori. Dacă ar lucra cu foștii lui colegi de armată, aceia aproape sigur sunt urmăriți de securitate, pentru că se știe că sunt foștii lui colegi de armată. Și atunci nu poate să facă asta. Ce poate să facă este să apeleze la femeile cu care a fost el, fostele lui iubite. Există două foste iubite
Una este Lia Popescu și a doua este Paula Wenzel. Da. Spune-ne tu cum... În primul rând, Lia Popescu, amanta lui. Da, Lia Popescu a fost amanta lui. Ea a fost soția lui Pufi Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți aviatori români interberici. Iar Pufi Popescu, nu știu că sună cinic, dar a murit la momentul potrivit pentru Mișo Oprean. Pentru că Pufi Popescu a avut un accident aviatic, el pilota un avion de vânătoare românesc la un exercițiu aviatic pe aeroportul Băneasa. Avionul lui și avionul unui neamț s-au ciocnit. Iar avionul lui a fost cel mai afectat, el n-a mai putut să sară și s-a prăbușit cu avionul, a murit. Iar deja la momentul acela, Mihail Oprean avea deja o relație cu soția lui, cu Lia Popescu. Și imediat s-a mutat la ea acasă. Și acolo a stat un pic doliu, Nu. Pentru că la un moment dat, chiar în perioada aia, un alt tip care în rețea, ca să scape de represiunea regionarilor, că lucrase cu fostul șef al serviciului special de informații, care fusese mătrășit de regionari, știa că probabil vin și după el, a fugit de acasă și unde se ducă? Păi se ducă în casa lui Popescu, că n-ai văduvă, nu atrage atenție și când a ajuns acolo a dat peste ea și Mișo Oprean. Da, și a fost oarecum secretul lor care a cimentat încrederea reciprocă și care, uite, încrederea asta reciprocă după aia a fost esențială în construirea rețelei de spionaj din 1949-1950. De fapt, spionajul de multe ori s-a bazat pe asta, pe gelozii, pe povești de dragoste, pe înșelătorii, pe... Da. Cele două femei, Lia Popescu și Paula Wenzel, amândouă foste iubite ale lui Oprean, ele nu erau nici spioane, nici în armată și nici nu erau foarte, nu mi-a dat, din carte, nu mi-a dat senzația că erau foarte patriote sau... Nu, era n-a fost... Erau îndrăgostite de Mișu ăsta. Exact, da. Era să le ajute pe Mișu. Și pentru că amândouă sperau că ea o să fie cea scoasă din țară și adusă la Paris și care o să trăiască cu Mișu Oprean. Da. Dar prin intermediul celor două femei se putea ajunge la alte persoane cheie. Mi se pare și sinistru cum el le-a trimis scrisori promițându-le amândurora într-un fel voalat că ele sunt cele alese. Da, da. Tot uite, Paula Wenzel, la un moment dat, i-a trimis o pereche de ciorapi de nailon, ceea ce nu se găsea în România atunci. Iar ea a fost, nu știu cum să spun, extaziată de cadou. Pentru ea cadou ăsta era dovada iubirii. Dovada că Mișo Oprean pe ea o să scoată din țară și pe ea o iubește și cu ea vrea să trăiască. Ele erau, tu crezi că erau conștiente de pericolul și de cât de gravă e situația în care se bagă? Lia Popescu cred că da, pentru că era foarte, foarte cerebrară, ea trăise cu Oprean în 40 până în 47, adică era oarecum familiarizată cu treaba asta de muncă informativă, spionaj și așa mai departe. Pentru că Oprean în timpul războiului s-a ocupat de serviciul de informații al armatei. El era cel care îi interoga pe aviatorii sovietici căzuți prizonieri. Pe când Paula Wenzel nu. Paula Wenzel nu și-a dat seama în prima fază și când și-a dat seama era deja prea târziu. Da. Orice ar fi făcut... Paula Wenzel pare așa mai naivă. Și din carte că vorbea cu Vărsu și trimitea scrisorile astea și cum adică tu vrei să fii spioană, și vorbești cu Vărtu, bă, dar tu cum crezi că se decodează chestia asta? Păi da, dar Vărul ei lucra la serviciul cifrului, de la centrul de instrucție din Făgăraș, deci centrul militar, deci era persoana cea mai potrivită pentru așa ceva. De asta Paula Wenzel, de fapt, a fost folosită ca să se ajungă la Vărul ei. Da. Gândește că ea avea și o situație foarte... foarte delicată. Ea a crezut că, sau ea a vrut în tinerețe, în adolescență, să se căsătorească cu Oprean. Prima s-a căsătorit cu Valeriu Wenzel, fiul pictorului Tony Wenzel. Am văzut și ăsta a murit. Da, el a murit pe front în 41, aproape de Odessa. El era în batalionul de gardă de la Castelul Pereș. Și ofițer
singurul fiu al familiei, dar din câte mi-aduc aminte, a spus că el nu poate să stea așa la cărdurică în țară, în timp ce camarazii lui luptă pe front pentru recuperarea provinciilor pierdute. Și a făcut cerere să plece el în prima linie. Și a plecat în prima linie, avea, era căsătorit cu Paul Ravenzer, avea un copil de 4 ani. Și s-a dus. Era și a murit a murit în 1941 pe front. Da, pozele, am văzut când am fost atunci la fiul Paul Ravenzer, am văzut pozele de la nuntă din 37. Sunt cele mai frumoase fotografii pe care le-am văzut vreodată. Da? Dar nu pot să ți le arăt pentru că la scurt timp după ce am fost acolo și am făcut poze, telefonul mi s-a stricat și am pierdut tot. Dar sunt cele mai frumoase poze. Fotografiile arată ca dintr-o nuntă de bază. Nu știu, erau amândoi atât de frumoși, atât de bine că stăteam împreună și, nu știu, era cel mai fericit moment al universului, parcă. Și totul apoi s-a năruit punct cu punct, știi? Până când a ajuns, de fapt, totul a ajuns o dramă generalizată. Toate femeile astea ale lui Mișu Oprân au rămas văduve. Da. Mi se pare interesant că Geminski, colegul nostru Geminski, are o glumă că el e singur și caută femei și are o glumă, dar asta cu nimic, aștept eu primul val de divorțuri că... și cred că în anii 40 așteptai primul val de morți, din păcate. Da, era o altă de pe front, de pe... Da. Da. Dar uite că omul s-a orientat și a folosit aceste două femei ca să extindă o rețea informațională. Cam toate tentativele oamenilor din carte, până unde am ajuns eu, când am terminat de citit, sunt eșuate. Și asta a fost una care... Da, s-a terminat dezastruos. Sunt practic trei fire care la un moment dat se împrătesc așa. Ai rețeaua asta formată din fostele iubite, ai pe un tip, Mihail Țanțu, care a fost comandantul, sau el este unul dintre fondatorii parașutismului militar din România. Da. Și unul dintre pionierii artelor marțiale de la noi. Ok. Da, care tatălui a fost unul dintre cei care au votat Unirea Basarabiei. Și el a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență, despre care chiar am povestit recent într-un episod al seriei Pe vremea tovarășilor. A fost arestat și apoi în... A fost difuzat episodul că... Încă nu. Să nu fii povestit recent, că noi suntem la episodul... Am povestit eu. Da, episodul 7 cu scrisul, episodul 3 cu difuzatul. Da. Așa. Da. Și pe el au arestat în 46, iar el în închisoare și-a dat seama că singura lui șansă să mai iasă, fusese condamnat la 20 sau 25 de ani, este să treacă sau să pară că trece de partea comuniștilor și să fie pus în libertate și trimis în Occident. Da. Și am găsit în arhive planul lui prin care i-a învățat pe comuniști cum să-i creeze legenda că a evadat din clădirea Ministerului de Interne, din centrul Bucureștiului și care să fie măsurile ca să se ascundă adevărata desfășurare a evenimentului, să se creeze legenda asta. I-a învățat inclusiv cum să o aresteze pe soția lui. I-a zis, vedeți, eu plec de aici, după aia eu o să mă duc acasă să o întâlnesc pe soția mea, apoi o să plec, voi mai stați încă 12 ore, o arestați, o țineți 3 zile în închisoare, vedeți, nu o bateți, o interogați, o întrebați ce am făcut, unde sunt, apoi îi dați drumul, o țineți sub observație, tocmai ca să pară că el chiar a evadat, că dacă din exil se verifica în țară pe alte filiere, să se verifice și să pară adevărată povestea pe care o servește la, odată ce ajunge în exil. Da. Și el, practic, e agent dublu. Ajunge în exil, acolo intră în nou serviciu al militarii români din exil, pleacă în misiune în țară, nu se deconspiră, rămâne agent dublu, la un moment dat merge la o cină cu Oprân și strie, așa amândoi beau vin, mănâncă friptură și povestește care-i treaba și Oprân, asta a fost singurul, nu știu, nemernicii. Asta a fost singura replică care Oprân a înțeles exact cum stă treaba și cum trebuie să acționeze mai departe. Da. Și în cele din urmă Țanțu vine în țară, numai că cel cu care venise, tipul de aici, Gheorghe Saramet, Gigi Saramet, cum îi spun eu în carte, era și el tot agent dublu. Da. Adică și al celor din exil și al Bucureștiului.
Și la un moment dat e o scenă absolut, amândoi vin, ajung la Oradea, amândoi se scuză unul față de celălalt că trebuie să dea cât un telefon și amândoi se duc și își informează ofițerii de legătură comuniști: hei, am ajuns în țară, vezi că mai sunt cu unul care nu știu cine e și s-ar putea să fie inamic. De ei amândoi sunt ai Bucureștiului. Bun, da. Hai să încheiem cu cealaltă poveste pe care mi-ai recomandat-o tu, cu grupul Săplăcan. Da, este chiar cel de aici, de pe copertă. Cine, ce a fost acest grup? În 51, serviciile americane au vrut să trimită un grup de parașutiști în țară. Asta era cea mai, să zicem, cea mai simplă metodă. Un avion fără însemne militare decorează din Grecia, zboară deasupra Bulgariei, deasupra României și undeva în centrul României parașutează cât un grup. Au fost mai multe grupuri de parașutiști, majoritatea au fost de regionari, dar grupul ăsta condus de Săprăcan n-a fost. Erau... Ei puteau, era simplu, pentru că puteau să presupun ca să aducă și arme și tot ce da, trebuie... Da, păi au venit cu toate înarmați, cu grenade defensive, cu puști, mitraliere, groanțe, inclusiv fiecare avea câte o capsulă de cianură, în cazul în care erau prinși, să o muște și să nu cadă vii în mâinile inamicului. Ei au fost, practic, primul grup. Erau cinci băieți tineri care, prin diferite căi, ajunseseră la sfârșitul războiului să fie de partea vestică a cortinei de fier. Au rătăcit prin diferite lagăre de refugiați până când au fost efectiv scoși din mizerie și de un agent român care a propus. Exact așa a spus lui Săprăcan. Ai curaj să sari din avion? Și el i-a zis da. Și din momentul ăla i-au scos din lagărul de refugiați, i-au dat o casă, i-au dat masă, i-au dat țigări, i-au dat și băutură, pentru că o să vezi că înainte spre ce misiune au făcut chef după chef. Dar probabil că știu ei de ce. Doi dintre ei fuseseră inclusiv până, că erau trei români, doi etnici germani. Săprăcan și încă unul fuseseră și în diferite divizii de SS. Fuseseră recrutați în 44, spre exemplu Săprăcan era într-o închisoare din Ungaria. Și cum cei din SS erau în lipsă de orice, în lipsă de... soldați au recrutat de oriunde, inclusiv din închisori. Iar pentru el, decât să rămână în închisoarea aia din Ungaria, unde avea un regim de detenție foarte dur, a acceptat să se înscrie și a luptat, dacă nu mă înșel, în Serbia, împotriva partizanilor iugoslavi. Asta e o problemă a oamenilor din exil, a românilor din exil, că noi am luptat de partea naziștilor și eram văzuți... nu tocmai cu ochi buni, da, uite, de francezi, chiar și de dacă, occidentali. De occidentali, chiar da. Dacă acum oamenii ăștia doreau să se ducă să răstoarne comunism. Da, uite, așa a fost cazul lui Ion Profil, aviatorul care a pilotat avionul cu care a fugit Mișopran. El a fost pilot de bombardament, a luptat pe frontul de est, a scăpat în țară, a ajuns la Paris și el vrea să-și publice un volum de memorii despre activitatea lui pe frontul sovietic. Da. Și nimeni nu era interesat de memoriile veteranului român. Că na, luptase alături de naziști. Da. Și asta i-a adus o depresie severă și în cele din urmă s-a sinucis. Da, volumul lui de memorie a apărut și e fantastic. Singur pe cerul Stalingradului se numește. Și chiar te transpune acolo în Caringa. Da, a apărut la începutul anilor 90. Și ești acolo, în avionul ăla, singur care pleacă în misiune. E foarte, foarte așa chilling volumul și foarte trist. Și el, asta a fost, așa a murit cu neîmplinirea asta, că nimeni nu mai e interesat de experiența lui și de sacrificiul lui. Că până la mână, el a luptat pentru o țară, n-a luptat pentru o alianță. Da, normal. Dar, na, așa erau vremurile atunci. Și da, noi trebuie să spunem povestea cât mai obiectiv posibil. Corect. Și nu, mie nu mi se pare că armata română poate fi acuzată de ceva. Nu, au fost. Au fost, exact. Nu, au fost și armata. Au fost unități. Da, și Odessa, da. Au fost unități române implicate în acțiuni represive care țin de Holocaust. Dar n-a fost toată armata. Adică, da.
Și cred că vina se pune individual. Fiecare om e răspunzător pentru faptele sale. Nu poți să, nici nu poți să cureți în masă, nici nu poți să acuzi în masă. E exact ce vorbeam și cu Manuel Stănescu la podcastul acela. Au existat oameni care au făcut lucruri înfiorătoare, au existat oameni care n-au făcut lucruri înfiorătoare. Așa că trebuie pe fiecare să-l judecăm și... Treaba un pic mai greu de făcut pentru publicul larg, care nu are suficient de multe informații și suficient de mult timp să fie empatic cu fiecare soldat în parte sau fiecare participant. Uite, cred că e o chestie, am o greșeală ori a mass mediei, ori a lipsei noastre de educație, că trasăm așa de repede o linie și zicem că ăia-s răi, ăia-s buni și împărțim așa. Da, eu asta am încercat să nu fac în carte. În schimb, cu cât citeam mai mult despre oamenii ale căror povești sunt în această carte, am ajuns să fiu din ce în ce mai empatic cu ei. Și dincolo de bun sau rău, mi se par toți niște oameni tragici. Că, spre exemplu, efectuarea grupurilor de parașutiști, uite, spre exemplu, un alt grup. Stai că n-am terminat cu grupul Săpărăcan. Da, i-au fost, uite că grupul Săpărăcan e cu adevărat trebuie că i-au fost primii trimiși și n-au avut o misiune foarte clară sau n-au știut ei ce să facă. Și la un moment dat ei s-au spart. Uite, au avut așa măcar un pic o direcție? Sau? Nu, au rătăcit așa pe vârful muntelui, aproape de vârful Moldoveanu, 14 zile, până când au rămas fără mâncare. Serios? Și fără bani. Da, e inexplicabil ce s-a întâmplat acolo. I-au trimis așa să se ducă la munte? Nu, că din potrivă, gândește că au fost în Oranda, au avut o bază militară numai pentru ei să se antreneze. Au făcut sarturi cu parașuta, atrageri cu armament, i-au instruit americanii super bine. Da. Deci chiar au investit în ei, deci nu i-au trimis carne de tun, cum spun unii, nu. Și au ajuns aici în țară și n-au mai știut ce să facă. S-au rotit așa besmetic până când după aia s-au împărțit fiecare în altă direcție. Tipul de care m-ai întrebat tu, de lângă poza Constanței Magoș, băiatul ăsta tânăr, Wilhelm Spindler, e unul dintre cei doi etnici germani. El, după ce s-a rupt de grup, și ce a făcut? S-a dus la familia lui, la mama lui și la sora lui și a zis gata, m-am întors acasă. Uh-huh. Iar când plecase avea 14 sau 15 ani. Și când s-a întors, câți ani era? 20-21. Și era asta, a zis, gata, m-am întors acasă, renunț la orice, vreau o existență normală. Și s-a dus la miliție. S-a dus la miliție și a spus, eu m-am întors în Occident, dar știți, am fost într-un lagăr de refugiați, că eram adolescent și m-a prins războiul prin mijlocul Europei, dar acum am reușit să vin clandestin în țară și vreau și o buletin și vreau să intru în rândul lumii. Și ar fi ținut toată treaba asta. Dacă Săpărăcan nu ar fi făcut o greșeală, s-a îmbătat, asta a făcut. S-a îmbătat în mijlocul Sibiului și l-au arestat. Și după două zile de anchetă a cedat și a spus cine este cu adevărat. Că de fapt a fost parașutat, că are armament ascuns, îngropat, stație de emisie, recepție și din momentul ăla a început hăituiara. Efectiv, asta a fost. Toate regiunile au fost sub, n-aș spune chiar sub asediu, dar trebuiau găsiți spioni. Și i-a trădat toți? Da. În anchetă, rarea brutală a securității, a spus totul. Da. Și din momentul ăla, Wilhelm Spindler a fost arestat ca spion parașutat de imperialiștii anglo-americani. Bine, povestea e mult mai complicată. Da, e mult mai complicată. E inclusiv o mamă care speră să-și salveze băiatul care îi sprijinea pe cei din grupul Săpărăcan și se duce să-l toarne la securitate. Speranța că măcar să-l aresteze acum până nu face ceva mai rău, că dacă face ceva mai rău și îl prindă, atunci o să fie mai nasol. Măcar acum până nu devine și în cere din urmă, el este arestat și este condamnat la moarte. Și să vezi un tânăr de 21 de ani care spune în așa zisul recurs, că fusese condamnat la moarte și apoi trebuie să facă recurs. Și el spune, eu nu fac niciun recurs, împușcați-mă odată și vreau să se termine cu mine. Și îl împușcă. Toți
De aici aveau, erau băieți tineri, până în 25 de ani. Săpărăcan, poate nu se vede în poza asta, dar Săpărăcan era un bărbat, o namiră de om, un bărbat puternic, masiv. Eu cred că exact așa spun și în carte, dacă ar fi, nu s-ar fi întâmplat toată treaba asta într-un univers paralel, la Horad în sat, el ar fi fost băiatul după care ar fi întors toate fetele privire. Da. Era... Mama lui n-a vrut să creadă. Mama, când a citit în scânteia că spionul Săpărăcan a fost împușcat, ea a trăit până la sfârșitul vieții, cu speranța, aproape certitudine, că e doar o confuzie de nume și că băiatul ei e undeva în lumea asta trăiește. N-a vrut să accepte faptul că băiatul ei e cel care s-a întors cu parașuta, l-a prins securitatea, l-au împușcat. Poza asta e făcută pe 25 decembrie 1951. La reconstituire. Că după ce au făcut reconstituire, i-au dus direct în sala de judecată, i-au condamnat la moarte, iar a doua zi, pe 26 decembrie, i-au împușcat. E deci colorizată ulterior. Da, da. Poza asta e făcută cu 24 de ore înainte ca Săpărăcan să fie împușcat. Și așa au fost mai mulți, în special grupurile de regionari care au fost toate prinse în 53. Și acolo există, grupurile au fost instruite de americani, ele n-au avut treabă cu serviciul militarilor, tocmai pentru a se păstra conspirativitatea. Dacă e să cadă unii, să nu știe și de ceilalți. Securitatea, când a fost în 53, i-a pus pe toți la grămadă și a făcut un mare proces, spectacol. Iar acolo sunt niște povești, în toiul nopții, fiul bate la ușa tatălui. Și tatăl ce să facă? Evident că deschide și își riscă toată viața pentru fiul său. Da. Sau, o poveste care, așa, cu cât trece timpul, și eu am citit-o prima dată până să se nască băiatul meu și atunci nu m-a impresionat atât de tare. Dar cu timpul, mai ales acum, după ce băiatul meu a mai crescut, mi se pare cea mai impresionantă și cea mai dramatică. La un moment dat, unul dintre ultimul din grupul Săpărăcan se duce la niște verdei săi și ei aveau, pe lângă alimente și bani românești, aveau și niște monede de aur pe care să le schimbe când nu mai aveau bani richizi. Era totuși interzis în România comunistă să ai monede din acelea de aur și le dă câteva zeci familiei respective. Și după ce pleacă spionul, Petre îi spune soției că hai să le ascundem. Și ea zice nu, hai să le aruncăm. Și ea zice nu, hai să le ascundem. Uite, le băgăm într-o șipcă de lemn a casei, că avem o fică și când ea crește mare, probabil că până atunci cade comunismul și să aibă și ea cu ce să se mărite. Da. Și pentru monede rare de aur i-au mai făcut niște ani de pușcărie. Pentru că au vrut să-și s-au gândit la... Îngrozitor. Da. Și sunt foarte, foarte multe povești de genul ăsta. Spre exemplu, eu un cuplu de doctori de la Corțea care au ajuns la Paris cu misiune de spionaj. Și, bine, ar fi de râs dacă n-ar fi de prânz, știi? Și la un moment dat ei se întorc în țară, el încearcă să facă, să transmită tot felul de mesaje codate și sunt prinși în cele din urmă. Nu mai știu, băiatul, ei au avut un băiat care avea, nu știu dacă avea un an când părinții lui au fost arestați. Iar părinții lui au mai ieșit în închisoare în 64, când el deja făcuse 14 ani. Și sunt multe povești cu copii care și-au crescut fără părinți. Și apoi, știi, îți dai seama, te gândești dacă a avut vreun rost sau nu. Ține de reperele fiecăruia și de... nu știu, modul fiecăruia de a vedea lucrurile. Dacă știu, acum că noi știm care a fost finalul și că n-au reușit să schimbe nimica... De ei nici nu își propuseseră. Chiar unul dintre parașutiști la procesul în 53 și zice, doar nu credeți că o mână de oameni putea răsturna o rânduire de stat. Dar ei veniseră, unii dintre ei veniseră în țară și își luaseră acest risc pentru că trebuiau să o facă. Pentru că trebuiau să lupte împotriva ceea ce ei considerau răul absolut pentru țară, așa, în mare.
Și sunt oameni care, uite, unul dintre ei se căsătorise în Occident, avea o fică și a lăsat soția și a lăsat copilul, a intrat în programul de antrenament, apoi a fost trimis în țară. Trebuiau, unii dintre ei simțeau că trebuie să facă ceva. Și așa au ales să facă să facă orice împotriva regimului. Unul dintre grupurile de parașutiști au bine, și-au schimbat pe drum misiunea și au, în 53 au început să tipărească niște manifeste. În 53 a fost Festivalul Tineretului la București și au venit tineri și din lagărul comunist, dar și din Occident. Și au început să tipărească manifeste în care spuneau că ce se întâmplă în țară și care e situația. Cred că unul dintre acele manifeste, unul foarte puține care au supraviețuit, vream eu. Da? Cineva, da, știi că eu corecționez orice este legat de Ploiești. Da. Și la un moment dat, un vânzător de la care am mai cumpărat, a postat care un manifest anticomunist. 30 de lei. Zic, băi, nu se poate. Cum? Manifest anticomunist, 30 de lei. Și mă uit acolo și văd în text că este chiar de după 52. Da. Că se refera la înlăturarea Anei Paucăr. Deci asta clar e după 52. Da. Și l-am luat. Și mi-a zis, de unde l-ați găsit? Păi era într-o carte. Am cumpărat o bibliotecă și asta era ascuns între paginile unei cărți. Uh-huh. Și abia cu timpul studiind aici am ajuns la o probabilitate foarte mare ca acel manifest să fie unul dintre manifeste rare tipărite așa incognito într-o casă din Berceni în vara lui 53 și împărțite pe ascuns studenților străini veniți în România. Iar pentru așa ceva, puțin spus că era închis. Cartea ce am vorbit noi până acum e o mică, mică parte din ce o să găsiți în carte. Sper să, nu știu, nici nu știu ce să-ți urez. Sunt așa de fericit că mie mi se pare o onoare pentru mine să lucrez cu tine. Eu te apreciez foarte mult pentru tot ce faci, pentru canal și sunt... Mulțumesc. Mi se pare că ai o ocazie minunată să publici la Corint Istorie și sper să publici la Humanitas, cum ai spus tu. Să vedem. Important e să scoatem poveștile astea la lumină, pentru că, știi, în fond, mi-am dat seama, chiar dacă a fost și cercetarea, a fost și doctorat la Institutul Iorga, de fapt, cartea asta mi-am dat seama că am scris-o pentru oamenii din carte. Da. Nu... Tu ești un om deosebit, care chiar se implică în tot ce face și... Țin să mă ajut să empatizez cu ei și mi-am dat seama... Mi-am dat seama că asta este singura sau poate ultima șansă de a-și spune povestea. Iar pentru un om ca Sabin Mare, pe care nu mai ne rugim acum să spun povestea, cine o să citească cartea o să descopere, o să vadă că, de fapt, poate o carte ca asta sau un demers ca al meu e singura șansă a lui Sabin Mare ca sacrificiul lui să nu fi fost în van. Și O să fie și un text, nu? O să faci un text? Da, o să facem un text, dar poate despre grupul Săprăcan, că e foarte, da. E foarte cinematografic. După ce iese cartea în ianuarie, vom avea și un clip normal, pentru cei care se uită numai la clipuri normale, ca să împingem treaba asta mai departe. Îți mulțumesc mult! Eu îți mulțumesc, Horia!